Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, este sâmbătă, este ora 2, deci știți foarte bine ce înseamnă acest lucru, înseamnă că avem parte de o nouă ediție de știri și desigur o să acoperim puțin câteva mici update-uri în legătură cu anunțurile de la The Game Awards. De-aia ediția asta de știri nu este foarte mare pentru că tot ce a fost important anunțat ieri le-am pus deja într-un alt video separat pe care l-am postat ieri. Astăzi venim doar așa cu mici completări în legătură cu jocurile anunțate la The Game Awards plus alte evenimente din lumea gamingului ce au avut loc în această săptămână. Așa că hai să nu mai pierdem timpul, dăm drumul la valul de știri, dați un like la acest video și să trecem la treabă. Cum spuneam, The Game Awards a fost un eveniment destul de bine realizat, cu toate că a durat destul de mult, plin de reclame și unele discursuri se simțeau ca și cum că nu se mai termină, dar măcar au fost niște anunțuri destul de bombă, pentru că au fost, să zicem, developeri de la care ne-am mai auzit nimic de ceva vreme și au venit cu niște anunțuri destul de șmechere și mai important atâta, toate anunțurile au fost ca o surpriză, pentru că foarte, foarte, foarte puține dintre ele au fost licuite înainte. Să zicem, poate doar Diablo a fost licuit înainte, știam că se va lansa undeva în iunie, Final Fantasy la fel, bine, ăla nu prea a fost leaked, cumva se știa, deci și DLC-ul la Horizon, ăla știu sigur că a fost leaked, dar în mare parte toate au fost surprize și au fost surprize plăcute și chiar au fost niște anunțuri super, super tari. Probabil o să discutăm despre Game of the Year și toate alea într-un alt video separat zilele astea, pentru că am văzut că există o micuță tensiune prin comentarii, în special la videoul cu anunțurile, încât aș vrea să fac cumva, să-mi exprim părerea despre toată treaba asta și cumva să-i ajut pe cei care sunt foarte biased, să înțeleagă puțin de ce Elden Ring a câștigat și de ce n-a câștigat God of War sau chestii genul ăsta, pentru că am văzut că sunt niște păreri destul de, nu știu, încețoșate. Dar, desigur, ce ne place și mai tare de la fiecare Game Awards când se întâmplă câte ceva dubios, și anume, prietenul nostru Jeff a postat acest minunat tweet unde care este cel mai tare reveal de la The Game Awards. Desigur, oamenii au completat cu reveal-urile care contează, dar să nu uităm de acea secvență de la final unde un puștean de vreo 15 ani, din câte am înțeles, a venit și a început să pălăvrăgească niște chestii super, super random și s-a terminat cu ceva genul reform ortodox Bill Clinton și eram, toată lumea a fost super, super fucked up, ce? Ce s-a întâmplat? Unde? Cine? Ce? Și asta e puștiulică la care a fost acolo și a fost super, super dubios, încă s-au stârnit 11.000 de meme-uri cu băiatul ăsta, deja avem câteva meme-uri pe aici, altele cu Bill Clinton în Elden Ring, deci a fost o adevărată bucurie, știi, să te uiți și, na, se întâmplă la ceva timp, pentru că nu la fiecare Game Awards avem parte de asemenea evenimente, acum ceva vreme l-au avut pe ăla când a fost băiatul nostru cu fuck the Oscars, acum na, nu s-a întâmplat acest lucru, bine, și să nu uităm pe minunatul muzician cu Naiu care a schimbat 5.000 de instrumente muzicale la orchestra, de am crezut că săracul își dă suflet acolo, era cel mai pasionat dintre toți, deci Game Awards-ul de anul ăsta pot zic că o să fie unul destul de memorabil și unul destul de interesant și desigur mai avem încă o memă care nu este extrem de discutată, dar văd că IGN a decis să facă o știre despre treaba asta. A fost momentul când a venit Hideo Kojima pe scenă și a vorbit puțin despre Death Stranding și a zis că a trebuit să rescrie povestea din Death Stranding 1 și 2 sau numai din 2, nu mai țin minte de care, din Death Stranding 2, pentru că vai doamne, nu vrea să prezică viitorul, pentru că el a prezis viitorul în Death Stranding 1 așa de cum nu vrea să prezică viitorul în Death Stranding 2 și pentru cei care nu s-au prins la ce se referă, la faptul că în perioada când s-a lansat Death Stranding începea valul de COVID, începuse pandemia și chestii genul ăsta, încât vă dați seama, a fost super, super ciudat, gen, omul meu face un joc despre o pandemie globală și lumea este forțată să stea în case, bine, acolo era un fenomen destul de dubios. Dar cumva aici lucrurile vor fi ceva mai diferite și sincer m-a amuzat foarte tare toată chestia asta, dar aș vrea să discut, cred că aș vrea să fac și un video special despre trailerul la Death Stranding 2, pentru că sunt o tonă de chestii și speculații pe care le am în legătură cu acest nou joc. Și pentru că ne plac crossover-le, boys, și aici vorbim despre maestrii crossover-lor, Fortnite a lansat capitolul 4. Da, ați auzit bine, pentru cei care vă jucați Fortnite așa ca mine din când în când, capitolul 3 a avut o viață destul de scurtă, undeva la vreo 4 sezoane, spre 5 sau cred că doar 4, și dintr-o dată capitolul 3 a avut vreo 4 sezoane și acum capitolul 4 a venit dintr-o dată, boom, ce faceți vă băieți?
printr-un eveniment destul de interesant, cu o hartă nouă, cu o grămadă de collab-uri noi, dacă e să o luăm așa, avem Doomguy, avem, l-avem pe Geralt, avem Mr. Beast, parcă avem și pe Hulk, l-au introdus acum în Fortnite, vine și Hero Academia, probabil o să fie și All Might și Deku și mamă, deci... E deja super, super plin jocul ăsta de o grămadă de colaborări și pentru cei care sunt hateri și vor spune că măi, ce cu atâtea colaborări și mamă ce se strică X brand pentru ceva reclamă să apară în Fortnite, bă, vere, colaborările astea ajută pe toată lumea, nu înțeleg cu ce te deranjează pe tine, nu e ca și cum ei vedea acum pe habar n-am la Superbet, I guess, nu știu, dau un exemplu așa, deci, pe scurt, e un collab... Ce e acolo să fie de dragul celor care vor să cumpere skin-urile și desigur asta cumva ajută la popularizarea celorlalte jocuri care fac colaborare cu Fortnite. Acum că vin copilașii și vor face mișto că uite-i băiatul din Fortnite și toate alea, aia este partea a doua. Și să nu uităm, cred că cel mai important lucru și motivul principal pentru care am vrut să pun acest lucru în expoziție aici la ediția de știri este faptul că Fortnite este acum primul joc pe Unreal Engine 5. Folosește tehnologie de Nanite, de Lumen, ai setări mult mai bune pentru umbre, setări mult mai bune pentru super rezoluție și am testat toate astea și pot să vă spun, Fortnite arată de 11.000 de ori mai bine decât a arătat vreodată. Deci, dacă aveți un PC super bun, lăsați orice... cum se cheamă, orice aroganță de asta că, vai doamne, nu vă atingeți de jocul ăla niciodată. Și mergeți și încercați, nu știți ce ratați, credeți-mă, este absolut insane cum funcționează toate treburile astea în Unreal Engine 5 și cumva mă face să sper la jocurile din viitor că vor arăta și mai bine folosind acest nou motor grafic. Pentru fanii de Metal Gear să știți că a apărut o știre undeva pe internet și aparent este pe bune că Metal Gear Solid Remake este confirmat și se va lansa pe PlayStation 5. Doar pe PlayStation 5, deci înseamnă că este un remake next gen. Acum nu știu sigur ce să zic, sursa vine de pe un site spaniol, dacă stau bine să iau așa, da, uite, vedeți, Spanish Detected, mi-a tradus automat... cum se cheamă, mi-a tradus automat Chrome-ul, dar ci că sursa este una destul de viabilă și e o sursă care a mai prezis în trecut genul ăsta de remake-uri. Acum, bă, să sperăm că o să fie o treabă destul de bună, să vedem dacă Konami chiar se obține treabă sau nu, deși Konami încă până în gât cu Yu-Gi-Oh! Free-to-play card game-ul ăla lor, dar știi cum e. Speranța mare ultima, eu acum nu mă omor foarte tare cu Metal Gear, nu m-am omorât vreodată și nici nu cred că mă voi omorâ vreodată, dar nu m-ar deranja să joc un remake la un joc care știu că este super, super popular, dar mă îndoiesc că o să reușească ei să facă vreun remake la așa ceva. Pentru fanii de jocuri fighter, să știți că cei de la Riot Games au venit cu un micuț update în legătură cu Project L, care arată din ce în ce mai interesant. Are un design fine, are sisteme mișto, are mișcări mișto și chiar sunt tare curios să vedem atunci când se va lansa ce va fi de capul lui. Eu cred că asta va fi un fighter ce va vrea să se mențină popular mai mult de un an de zile. Cam așa funcționează fighterile astea. De obicei un fighter rezistă, hai să discutăm așa din punct de vedere a unui casual player, un fighter de obicei rezistă un an de zile ca și un Call of Duty, pentru aia competitiv ține mai mult de un an de zile, poate chiar și 2 și 3. Smash, spre exemplu, este un joc care e un exemplu super bun, dar Smash este Smash și primește update-uri constant. Dacă cumva și jocul ăsta va fi la fel cu update-uri constante și tot așa, încât să mențină atenția oamenilor și să se creeze pe baza lui mai multe competiții, tind să cred că acest Project L va fi ceva foarte, foarte wow și va fi un alt lucru pe care Riot să-l pună acolo pe centura lor de jocuri. Au Valorant, au... Bine, Legends of Runeterra e singurul joc care momentan nu este foarte competitiv, e încă destul de chill, dar TFT, LOL, Valorant, deja sunt trei jocuri super, super competitive care anul ăsta au făcut o treabă destul de bună, Valorant chiar fiind cel mai bun esports game din 2022, joacă pe asta, adică e ceva. Pentru consumatorii de jocuri Microsoft/Xbox, venim cu o veste proastă, aparent jocurile se vor scumpi și pentru cei de la Microsoft. Da, auzi bine, dacă prețul standard acum a urcat la $70, ei bine,
Microsoft și Xbox au menținut $60 o perioadă destul de bună, dar cred că din cauza inflației și problemelor economice globale au fost nevoiți și ei să mărească prețul la $70. Știu că acum mulți dintre voi veți fi supărați de acest lucru și eu sunt supărat, nu e ca și cum mă scop banii din casă, deci n-ai ce să-i faci, it is what it is. Curând vom avea Crisis Core Reunion, adică Final Fantasy Remake, și avem deja și notele pentru acest joc. Notele variază de la 9.50 din 10, evident, pentru că, da, până la urmă, seria Final Fantasy, în special Final Fantasy 7, este destul de bine văzută de mai toată lumea, dar aparent nu chiar de toată lumea, sunt unii care au dat niște note undeva de vreo 4 din 10 sau așa, dar ăștia cred că sunt oameni care nu cred că s-au jucat în viața lor genul ăsta de joc și cred că nu sunt fani absolut deloc, deci it is what it is. Și pentru că tot vorbim de update-uri și jocuri care au fost destul de populare și încă sunt îndrăgite și acum, Valheim vine cu un update destul de mare și anume Valheim Mistlands, care este un detail update-ul cu o tonă de chestii noi și după cum am mai auzit eu așa, este și destul de greuț. Așa că dacă ai jucat Valheim până acum, să știți că stai că este și mai challenging decât ce ai jucat până acum. Deci aveți grijă când vă anturați în el. Oricum, Valheim este un joc super, super fain și vă recomand. Dacă nu știți ce este, un fel de survival nordic unde trebuie să te lupți cu tot felul de zeități și tot felul de creatori nebune și e foarte, foarte făinuț. Are un design aparte, nu cred că este pe toată lumea, dar e un joc destul de fain. Jocul anului Elden Ring vine cu primul său update major și anume Colosseum Update. Pentru că foarte mulți oameni se joacă Souls game-urile pentru PvP. Din păcate, cum se cheamă, structura internet network-ului, dacă e să luăm așa de la jocurile Souls, e puțin cam păschije, e așa pătije, vai de capul, e săraca, dar lumea tot joacă și lumea tot se bucură de acest mod de joc, încât cei de la Elden Ring au venit cu un update ce introduce acest coloseu, unde te poți bate cu toată lumea și vrei să faci fie free-for-all-uri, lupte de echipă sau dueluri sau ce vreți voi. E o zonă dedicată PvP-ului în mare parte, deci cred că va modifica puțin acel coloseu din Limgrave, cumva cum au fost modificate multe alte zone și în celelalte jocuri Souls pentru... fix pentru același scop, pentru PvP, dacă e să o luăm în felul acesta. Cyberpunk vine curând cu un nou DLC, acel DLC cu încă un nou actor destul de mare, l-avem pe Keanu Reeves și acum l-avem pe Idris sau Idris, nu știu, îmi cer scuze, niciodată nu am reușit să-i rețin numele cum trebuie. Și avem și câteva update-uri în legătură cu partea de multiplayer a jocului. Și mai mult o lămurire decât un update, și anume că Cyberpunk... ar fi avut un mod de multiplayer, știm cu toții asta, dar a fost anulat din simplu fapt că a avut o lansare foarte, foarte proastă. Deci vă dați seama că tot focusul de multiplayer a fost aruncat la gunoi și s-a mutat toată lumea să repare jocul. Și nu cred că are nevoie Cyberpunk de multiplayer, poate pe viitor să fac un joc complet diferit și să fie pe tematică Cyberpunk și să fie multiplayer, asta ar merge, dar să adauge peste jocul ăsta nu cred că are rost, mai degrabă să se chinui cu ceva proiect nou și să facă pe ăsta să fie destul de bun și să facă acel DLC să iasă bine din prima, pentru că din trailer arată super, super mișto. Acum nu știu sigur voi ce ziceți de treaba asta. Dead Island 2 rupe tărcerea din nou și vine cu un alt update în legătură cu jocul său, și anume că vom avea niște mici schimbări prin el așa, adică avem și niște abilități, ne arată așa cum se prezintă jocul în sine, că e foarte brutal, e foarte sângeros, ne arată așa care este situația, că vei fi mușcat, că o să te caute lumea, că o să ai putere, așa cam ca prin Dying Light, cred că s-au inspirat puțin din primul Dying Light, dacă e să o luăm așa, dar jocul pare că se prezintă destul de bine și acum că văd și acest trailer în HD, pentru că am urmărit stream-ul special pe care l-au făcut ei, cumva chiar pot să zic că este destul de arătos și chiar cred că o să fie un joc cu zombies foarte, foarte fun, așa cum a fost și primul inițial. Deci nu cred că are rost să ne facem griji în legătură cu el și mi se pare că acesta se lansează, dacă stau bine să-mi aduc aminte, în aprilie, pe 28 aprilie 2023. Știu că a prins un micuț delay pentru că cumva era setat în martie, februarie și era toată lumea și-a trântit jocurile atunci, încât ei probabil s-au simțit puțin amenințați și au zis, bă, ar fi bine să ne mutăm mai încolo unde este mai liber. Acum vin cu o știre semi-hilară, dacă e să mă întrebați pe mine. Știți foarte bine, marea achiziție a
Microsoftului că vrea să cumpere Activision Blizzard King, se ia tot pachetul Activision Blizzard. Și Phil Spencer anunță că vor să facă un contract pe 10 ani încât să aducă Call of Duty pe Nintendo. Nu știu ce să zic. Broad-ass cap. Broad-ass cap, să vezi Call of Duty pe Switch. Nu cred că e o idee foarte, foarte grozavă, dar acum nu știu sigur, fac ei ce vor. E treaba lor, or să aducă probabil Call of Duty Mobile să-l trântească pe Switch, dar Call of Duty în sine să-l aducă și să-l țină ca și joc multiplayer, mă îndoiesc că o să fie o idee destul de bună, dar oricum toate aceste planuri a lui Phil sunt în momentul de față destul de amenințate de către Comisia Federală de Comerț. Da. Comisia a decis să dea în judecată Microsoft pentru achiziția Activision Blizzard, deoarece, așa cum v-am mai spus, cred că de-a lungul acestor săptămâni de când facem edițiile știri, că această achiziție este una foarte, foarte periculoasă pentru piață, pentru că na, Microsoft este un gigant pe piață, are o tonă de studiouri sub, sub aripa lor și să mai ia încă un studio care este foarte mare, poate chiar mult mai mare decât celelalte studiouri pe care le deține și care au un impact foarte mare pe piață, pentru că totuși vorbim de Activision Blizzard, care au jocuri precum Call of Duty, World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, tot așa, sunt jocuri care fac milioane de dolari anual. Îți dai seama că e cam periculoasă schema asta și cumva tai și mai mult din din veniturile altor platforme, gen cumva îi taie lui Sony, îi taie lui Nintendo, îi taie lui Valve, bine, Valve mai puțin, așa că mai trântește și jocuri pe Valve, pe Steam, dar totuși, cumva prea, prea tare controlul pieței și de-aia cumva comisia a decis, bă, vere, vă dăm judecată, până nu faceți un contract mai bun sau ceva, sau renunțați la ideea asta, nu are rost să treceți mai departe cu ideea asta nebuna voastră. Acum circulă vorba pe internet că seria Uncharted ar primi un reboot, un remake, un leaker așa pe internet a descoperit că Uncharted va fi refăcut. Acum nu știu sigur ce să zic, dacă e o idee bună, dacă e ideea rea, cumva, na, oricum povestea se termină în Uncharted 4 și nu prea mai are sens și să continue de acolo, dar să facă una nouă poate cu niște mici schimbări sau poate cu un alt protagonist, pentru că na, Uncharted nu este Nathan Drake, știi, dacă să luăm așa, bine, și la God of War s-ar pune treaba asta, dar cumva ar putea să gândească ceva diferit, dar cred că ar fi iarăși ceva genul, au vrut să mai fac un Uncharted, dar nu știau cum să lege și au vrut să fac altul diferit și să pună tot aceeași idei, dar, nu, pardon, aceeași gameplay, dar alte idei, nu știu. Nu știu ce să zic, că așa puțin, nu prea îmi place ideea, dar să sperăm că o să iasă ceva destul de bun. Acum, pentru băieții care și fetele care se mai joacă Marvel Avengers, din păcate jocul va intra cel mai probabil în ultimele sale stagii la anul. În 2023, jocul e posibil să se oprească complet din update-uri. Pentru că, na, a ieșit într-o perioadă destul de nașpa, datorită COVID-ului nu prea a ieșit jocul splendid, știm foarte bine cât de praf a ieșit jocul și din cauza asta cumva vor încheia cu jocul ăsta undeva la anul, nu vor mai face update-uri și probabil vor fi și nevoiți să-l închidă pentru că na, nu se mai joacă lumea și nu foarte mulți mai sunt interesați de orice update în legătură cu jocul acesta. Deci, na, din păcate, o pierdere foarte mare pentru cei de la Crystal Dynamics. Aparent a fost ceva, nu știu, expoziție unde s-a prezentat un joc destul de interesant și anume Black Faith Forsaken, care se prezintă a fi un fel de Souls-like, dar nu știu dacă e Souls-like, care e un design de toate chestiile posibile. Adică, nu știu dacă te uiți aici, pare că ai 5.000 de echipamente, dar mai ai încă o sabie aici, deci, nu știu, porți 5.000 de lucruri pe tine? Întotdeauna așa un vibe de Dark Souls într-un alt setup, dar nu e chiar Dark Souls, nu știu, pare ceva semi-indie, dar nu e chiar indie, știi cum e un dublu A în loc de triple A, știi, e o treabă și asta, pare interesantuț așa ce prezintă ăștia pe aici, dar știi cum e, până nu-l încerci și nu-l vezi de-a bine, n-ai cum să-ți dai seama dacă e bun sau nu, el te umple acum pe ecran cu 5 miliarde de efecte, dar asta înseamnă neapărat că jocul e 100% bun, dar hei, e un început, e o treabă, e interesant, acum să vedem ce o să iasă și când se lansează. Pentru alte
lucruri așa apărute pe șustache, aparent cei de la Square Enix au făcut un trademark pentru Just Cause în Europa, ceea ce înseamnă că e posibil să avem ori un remake pentru Just Cause, ori un nou titlu din seria Just Cause și sincer să fiu, nu știu dacă e neapărat nevoie să mai facă unul, dacă chiar le mai trebuie, adică totuși nu e un joc cu o continuitate anume și se poate mulge destul de tare jocul ăsta, dar nu știu dacă e chiar neapărat nevoie de așa ceva. Și ca ultimă știre avem câteva imagini din acel joc care ne-a luat așa puțin prin surprindere, unde am văzut pe Chuck Norris, unde am văzut pe Danny Trejo, unde l-am văzut pe Vanilla Ice, a sosit și ceva gameplay pentru acel joc și, țineți-vă bine, este practic un Payday. Și surprinzător și mai tare, jocul este 100 de lei la pre-order în momentul de față. Deci dacă vreți să vi-l luați și aveți 100 de lei pe care puteți să-i aruncați acum, mergeți pe Epic Games și îl luați cu 100 de lei, că el e 170 de lei sau ceva. Dar după cum se poate observa, este literalmente un Payday care arată destul de bine, pare destul de interesant și sunt tare tare curios să vedem cum e gameplay-ul per total, cum se prezintă el când o să se lanseze, gen care-i treaba. Mă gândesc că te joci cu personajele astea ce sunt actorii. De-aia sunt cameo-uri în jocul ăsta și te ocupi să faci diverse obiective și tot așa încât să șefuiești diverse obiective. Pare fain, pare genul de joc pe care aș vrea să joc cu prietenii și abia aștept să apară pentru că chiar m-a luat pe surprindere acest trailer și mi se pare foarte, foarte mișto. Dar boys, noi suntem prima aici cu acest video de știri. Uite că ne-am întins totuși relativ destul de mult ca la o porție normală de știri pentru că am pălăvrăgit și aiurea extra. Dar sper că v-a plăcut acest video, nu uitați, dați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!